Chiar dacă vremea nu este favorabilă unei plimbări în aer liber, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, împreună cu reprezentanții Palatului Culturii Teodor Costescu, au dorit să aducă un strop de bucurie în sufletul copiilor. Cei mici vor fi întâmpinați de figurinele și personajele preferate în Parcul Central. Începând de azi, cei mici se pot bucura de o întâmpinare ca în povești, de zeci de figurine vesele și colorate. Magia Paștelui a început deja să se facă simțită în centrul municipal Drobeta Turnu Severin. Pentru că vremurile, legea nu ne mai permite să facem ce făceam în anii trecuți, când bucuram copiii, avem zona centrală plină de exponate pentru copii, acel târg de Paște pe care l-am făcut în ultimii ani. Am venit și am adus din ce am avut din anii trecuți, am adus figurine să bucurăm puțin copiii noștri, cei care vor și vin în zona centrală în perioada următoare, perioada de liber de Paște și de sărbătoare, se pot bucura de aceste figurine pe care le avem în jurul nostru, în zona teatrului. Sunt lucruri care sper să-i bucure și să-i mulțumească pe copii, pe părinți. Să sperăm că anii viitori vom scăpa de această pandemie și ne vom reîntoarce la lucrurile frumoase pe care le-am făcut în anii trecuți. Pentru noi este un efort minim, dar ne-am dorit să cheltuim mai mult, să bucurăm într-adevăr toți copiii și părinții care au hotărât să rămână în Drobeta Turnu Severin. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, își dorește să aducă bucurie în sufletele severinenilor în prag de sărbători, iar împreună cu reprezentanții Palatului Culturii Teodor Costescu au creat din această amenajare a Parcului Central o tradiție. Pentru Palatul Culturii Teodor Costescu este deja o tradiție amenajarea parcurilor pentru copii, fie cu prilejul Crăciunului, fie cu prilejul sărbătorilor de Paște. Iată că acest an am reușit să aducem în Parcul Central, cu sprijinul primăriei și Consiliul Local, aceste figurine frumoase, pline de viață, pline de culoare, pentru bucuria copiilor, a părinților și a bunicilor și a tuturor celor care în această perioadă de vacanță se plimbă prin această zonă frumoasă, curată, de verdeață. Sperăm ca să fie apreciate și copilașii să se bucure, să-și facă fotografii, să ne bucurăm împreună de apropierea Sfintelor Sărbători Paschale. De astăzi până la sfârșitul săptămânii viitoare, cei mici se pot bucura de un loc special amenajat. Magia sărbătorilor o regăsim cu siguranță în sufletele tuturor severinenilor de orice vârstă, iar acum copiii pot avea o poveste alături de personajele preferate.